Iubiții mei frați, cu ajutorul Domnului, vreau să mă apropii de Sfântul Cuvânt în cele 5 minute care le mai am. Eu nu am obiceiul să trec peste program decât în cazuri excepționale. Mai ales dacă am o predică și n-am încheiat-o, dacă nici n-am început-o. Deci, dacă am o predică și n-am încheiat-o cum trebuie, atunci poate că îmi permit să merg ceva mai departe. Iubiții mei, noi nu ducem, eu simt că voi aici nu duceți lipsă de cuvânt. Eu și în România am obiceiul nu să mă duc unde să calcă frații pe picioare, că sunt așa mulți predicatori că nu-i loc să predici, ci mă duc în bisericile acelea unde abia mă așteaptă frații. Și sunt biserici multe de astea. Dumneavoastră nu faceți parte din ele. De aceea aveți o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. L-am întrebat pe fratele dacă are un text și mi-a spus textul care îl are și mi-a zis dacă vreau să-mi iau un alt text, i-am spus că nu. I-am dat și întâietate și i-am spus, vii mai departe, vorbește din cuvânt. Vreau însă să mă opresc și eu la acest cuvânt al lui Dumnezeu și vreau să vă spun că venirea Domnului este o problemă divină, ținută secret în planul de mântuire a lui Dumnezeu, care privește o vreme a sfârșitului, bineînțeles, și cred că trebuie să ne uităm cu mare băgare de seamă dacă nu cumva vremurile acelea sunt aceea aproape de noi. Dacă sunt aproape de noi, înseamnă că ar trebui să veghem cum n-am vegheat până acum. Domnul Iisus spunea ucenicilor săi și în Evanghelia de la Luca le atrăgea o atenție și o atenționare și trebuie să o subliniez și eu. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu încă ceva, cu îngrijorările vieții acesteia. Fiți foarte atenți, frații mei, că aici ne aflăm mulți dintre noi. Vorbim de răpire, dar se pare că nu ne pregătim. Se pare că materialismul care cuprinde lumea de azi, cuprinde și pe copiii lui Dumnezeu. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Când ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și pașaportul de cer e sigur, ne înșelăm. Nu e aceasta intrarea sigură, ci rămânerea în credință până la capăt, în veghere. Și de aia spune Domnul, aveți de grijă, că dacă vi se vor îngreuia inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, unii nu prea se îmbuibează cu băutură și cu mâncare, dar se frământă foarte mult. Și se îngrijorează. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Amin. Vedeți ce ne spune Domnul Iisus? Haideți să vedem ce ne spune și Apostolul Pavel. Aș vrea să citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște. Atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii, peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji, că cei ce dorm, de aceea
că cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței. Iată cum putem veghea, frații mei. Dacă ne vom echipa cu platoșa credinței, a spus Domnul așa, cine crede în Domnul Iisus, dar din toată inima, și se botează, va fi salvat, frații mei. Ăsta e cuvântul Domnului. Noi de aici noi nu putem ieși. Dacă vrem să stricăm adevărul, stricăm, dar eu nu-l stric. Cine crede și se botează, va fi salvat, mântuit. Aici spune cuvântul, dar noi trebuie să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei. Căci într-adevăr, când Domnul pune în inima noastră și ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, cred că aproape pe toți, El toarnă în inimile noastre dragostea Lui. Căci dragostea Lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Când Duhul Sfânt pecetluiește viața cuiva, El toarnă iubirea Lui Hristos în ea. Iată două lucruri în care trebuie să veghem. Să avem platoșa credinței bine, bine strânsă de noi. Că vremurile stârzii și ne fură lucrurile lumii și ne luăm după mersul lumii și nu mai avem timp nici să ne rugăm și să veghem ca să rămânem în picioare și mulți spun, om vedea ce-o fi. Mergem și noi ca alții. Ne uităm după unul și altul, concurență între oamenii din lume, concurență între pocăiți. Etalarea modei în lume, etalare câteodată și între pocăiți. Frații mei, noi să știți că noi nu la astea am fost chemați. Noi am fost chemați să ne îmbrăcăm cu această platoșă a credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Atunci ești sigur că nu te va atinge nicio săgeată în cap. Coif să punea pe cap. Ne apără de săgețile celui rău acest coif a mântuirii. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune căci cine are nădejdea aceasta în el se curățește și el după cum cel sfânt de Dumnezeu este curat. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Frații mei, veghem sau dormim? Acum problema, dacă se pune problema a dormi sau a... Nu știu, pilda celor 10 fecioare e o pildă foarte interesantă. Ele au început rău, că de sfârșit ori sfârșit de la fel. Toate ori ațipit. Toate ori ațipit. Și toate erau fecioare. Fecioria e semnul curăției. A păstrării vieții curate. Toate ori fost curate. Nu după curăție le-a refuzat mirele. Și nu erau mireasă ele, să reținem. Ele erau însoțitoarele mirelui. Nu erau mireasă. Ele numai veneau și erau, după obiceiul evreilor, să erau acele domnișoare de onoare care mergeau la casa miresei. Mirele venise și mireasa trebuia să fie luată și dusă. Eu am fost la o nuntă în Bihor, care semăna cu așa ceva. Și vă spun că n-am mai văzut așa ceva și mi-a fost straniu. Dar vă spun că la evrei erau niște obiceiuri care noi nu le înțelegem. Și Domnul cu evrei a vorbit aici, nu cu noi, cu evrei. Noi trebuie să ținem cont și de contextul cultural în care a vorbit Iisus. Deci, frații mei, Domnul a vrut să le spună un lucru, vegheați că nu știți când vine mirele. Ele și-au luat candele, chiar nu au avut un de lemn deloc? O întrebare. Cele înțelepte și-au luat și candele, dar au luat și un de lemn în vase. Ele trebuiau când mirele venea să-și aprindă candele și să iasă spre întâmpinare. Și nici care nu aveau pregătite candelele. Nu erau așa pregătite. Ca să zicem că unele au o viață mai plină de frumusețe și veghează și alelalte dorm. Ele toate au ațipit. Dar când s-au sculat, unele au văzut că, de fapt, nu mai au un de lemn. Asta înseamnă că trebuie să
fii lumină, să veghezi și să rămâi în picioare până la capăt. Că vă spun că vor veni vremuri grele și mulți, se spunea azi dimineață, mulți la capăt clachează. Obosești și mulți din copiii lui Dumnezeu arată frumos pe din afară, dar ca o mașină fără combustibil. Tineri, de multe ori. Tinerețea, frații mei, fizică e una și tinerețea spirituală e alta. Vă spun un lucru, noi trebuie în omul din lăuntru să mergem din zi în zi, din putere în putere. Omul din afară să trece, dar cel din lăuntru să înnoiește din zi în zi după chipul celui ce l-a creat. Și asta înseamnă să ne apropiem de Domnul. Frații mei, dacă Domnul vine acum, ce ziceți? Prin meritele noastre am putea intra în împărăția Lui? Dar niciunul nu intră. Fiți foarte siguri că nu intră nimeni. Intră prin harul Domnului. Numai că aici, în acest caz, Domnul vrea să le dea o pildă. Vegheați că nu știți când vine mirele vostru. Fiți pregătiți. Și ele nu erau pregătite pentru că întârzia mirele. Da, dacă nu întârzia. Erau pregătite. Erau, că aveau un de lemn, dar nu de ajuns. Erau pregătite. Numai timpul întârzierii Domnului era cel care a determinat și a făcut diferența între cele chipzuite și între cele nechipzuite. Nu că au ațipit unele și unele n-au ațipit. Toate au ațipit. Și toate nu erau cu candelele pregătite. Frații mei, trebuie să avem mare băgare de seamă, Domnul nostru vine, deja nu mi-am ținut cuvântul, iertați-mă că subiectul e așa de frumos, așa de profund, încât e păcat să trecem așa fugitiv pe lângă el. Dar suntem obligați din cauza timpului. Un lucru vă spun, dacă suntem fecioare înțelepte, vom intra cu mirele, dar eu n-aș vrea să intru ca fecioară din aia însoțitoare, eu aș vrea să intru ca mireasă a mirelui. Ca ce vreți să mergeți? Ca însoțitoare sau ca mireasă? Eu aș vrea să fiu mireasă. Ajută-mă, Doamne! Noi am fost chemați să fim mireasă a lui Hristos. De aceea noi trebuie să ne pregătim și în vederea aceasta, mântuirea e prin credință, dar să ne îmbrăcăm bine cu platoșa credinței, să nu ne-o fure diavolul, că luptele sunt grele. Știți ce târcoale de Satana acum după toate bisericile? Ați văzut și seara aceasta cum încearcă să destabilizeze o biserică? Aici simt lipsa unor oameni bătrâni. Biserica asta aduce lipsă de oameni cu echilibru. Și să rugați-vă să vă dea Domnul și niște frați echilibrați. Pentru că în situațiile astea, vă spun, ne dezechilibrăm. Și câteodată nu știm cum să lucrăm. Frații mei, lăsați-L pe Domnul să judece. Fiți atenți, faceți ce trebuie, că Domnul va arăta lucrarea oricum trebuie să se dovedească, dacă e a Domnului sau nu, dar nu vă pripiți niciodată. Vă dau un sfat, nu vă pripiți niciodată. Și aceste lucruri se rezolvă pașnic, cu Duhul blândeții, cu toată blândețea că suntem fii ai luminii. Să avem mâini curate înaintea lui Dumnezeu, știți ce înseamnă? Fără mânie și fără îndoială. Când te mânii, mâinile tale sunt murdare. Când te îndoiești, nu mai ești cu platoșa credinței încins. Ești a îndoierii. Și de asemenea, oamenii nu se bucură Domnul. Noi trebuie să fim copii a Domnului, să asemănăm cu Mântuitorul nostru. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Și dacă nu-i cunoscută, e semn de întrebare. Nu vreau să plec de aici până nu vă spun lucrul ăsta. Nu vreau să plec de aici până nu vă spun lucrul ăsta. Blândețea voastră trebuie să fie cunoscută de toți oamenii. Doamne, dă pace poporului Tău, dă binecuvântare bisericii. Frații mei, când vin, vreau să mă bucur, să mă bucur împreună cu voi. Vegheați, vegheați, că vrăjmașul dă târcoale. Și Duhul Sfânt vă poate lumina și Domnul vă poate întări. Numai cei duhovnicești sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii firești își vor trăi în plăcerile lor, în poftele lor, în păcatele lor și vor face mari tulburări. Noi să ne ferim de tulburări. Feriți-vă de Duhul de dezbinare, frații mei. Feriți-vă de asemenea lucruri. Știți că Domnul ne cheamă să răbdăm mai mult?
Încercarea credinței noastre aduce răbdarea. Și Domnul câteodată trebuie să ne mai încerce, că nu suntem destul de răbdători. Atâta ne va încerca până când vom răbda cum trebuie. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântă-mă, nu vreau să fiu dur cu nimeni, numai vă dau un sfat. Un sfat pentru că știu că vine din Duhul lui Dumnezeu și din Cuvântul Sfânt. Rămâneți în blândețe și învățați de la mine, a spus Domnul, că sunt blând și apoi smerit cu inima. Și când e inima, toate smerite. Și hainele, dar dacă vă spun, dacă hainele smerite, aia nu înseamnă că și inima e smerită. Noi de la inimă plecăm. Când e inima smerită și hainele smerite, atunci nu te poți purta în chip necuvincios. Atunci nu trebuie să te tragă nimeni de mâine, că îmbracă-te așa, fă așa, fă așa. Eu n-am predicat hainele în biserică, nici nu, să nu le predicați, frații mei. Lăsați-l pe Domnul să-și facă lucrarea. Că omul desăvârșit al lui Dumnezeu știe el ce-i bine și ungerea care o primim de la Domnul ne va învăța și ne va călăuzi în tot adevărul. Doamne, lasă pacea Ta, binecuvântarea Ta peste biserica Ta și în mod deosebit mă rog pentru fratele Iulian, Domnul să-i dea putere. Amin. Pentru că știu că nu-i ușor, e foarte greu și Domnul să întărească această biserică. Amin. Amin.